Doamnelor, domnilor, bun regăsit la Constanța News TV, sunt Victor Radu. Mai este foarte puțin și începe campania electorală pentru alegerile parlamentare de pe 6 decembrie. De mâine, începând, avem împreună 30 de zile pentru a ne stabili cu cine sau pe cine trimitem în Parlament pentru următorii 4 ani. Așadar, în condițiile acestea excepționale pe care le trăim cu toții, avem acest lucru de făcut în perioada următoare. Un pas important pentru următorii 4 ani din multe puncte de vedere. Discutăm despre acest subiect, dar și despre altele cu invitatul meu de astăzi, reprezentantul unui partid politic ce s-a dovedit a fi cheie în multe zone din țară, în formarea majorităților, fie din consiliile locale, fie din consiliile județene. Este vorba despre Mircea Dobre, deputat pro-România Constanța și candidat de pe prima poziție pentru un nou mandat în această funcție. Bună ziua, bine ați venit! Bună ziua și mulțumesc de invitație și îmi pare bine că vă revăd, că nu v-am mai văzut de ceva timp. Și mie. Cum începe pro-România această campanie electorală, domnule Dobre, în condițiile acestea? Noi începem exact cum am început și campania la locale, unde am fost împotriva ei și am făcut acest lucru și public, că nu trebuia să țină nici alegerile locale, dar nici aceste alegeri parlamentare. Oricum suntem pregătiți, venim și punem pe masă, cel puțin duminică o să avem acest congres de fuziune între Pro-România și ALDE, dar cele mai importante momente sunt anunțarea programului economic, programului de guvernare, pentru că sunt pe toate domeniile de activitate, și plus anunțarea celui care candidează pentru funcția de prim-ministru al României din partea Partidului Pro-România. Este normal, un partid politic serios trebuie să vină să prezinte un program, ceea ce trebuie să facă pentru oameni. Mai ales că suntem și într-o situație excepțională, pentru că vine un an 2021 foarte dificil pentru toată lumea, indiferent ce ești, ce nu ești. S-a demonstrat că 2021 și din toate analizele care le avem la ora actuală va fi o criză cum n-a fost în 2009-2010. Nu vreau să bag panică nimeni, dar trebuie să vedem realitatea, că asta este realitatea. De ce? Pentru că este o criză independentă de toată lumea. Ok, indirect sunt de vină și alții, că întotdeauna e de vină și altcineva, dar criza sanitară s-a transformat această criză sanitară într-o criză economică care va fi mult mai profundă față de ce a fost în anii de criză ai noștri din anii 2009-2010. Există o predicție din punctul dumneavoastră de vedere economică în această privință? Adică știm când va lovi această criză social-economică? Păi, vă dați seama, ne uităm puțin în spate și observăm că sunt activități închise datorită acestei pandemii. Deja, au fost și în vară. Au fost și în vară, totuși s-au mai resuscitat pe perioada verii, că au fost ele în primăvară, dar pe perioada verii totuși unele dintre ele s-au mai resuscitat, că aici vorbim de Horeca, că vorbim pur și simplu de alte zone unde s-au făcut producție, pentru că unele la un moment dat s-au carantinat și atunci dacă s-a carantinat n-ai voie să mai faci nimic, nici să mai ieși din casă aproape. Atunci ne uităm și vedem că totuși numărul de cazuri crește de la zi la zi. Cazurile acestea crescând de la zi la zi, ce poate? Deci dacă ai o fabrică, dacă nu mai ai angajați, nu mai ai ce să faci, cu cine produci. Dacă ai o activitate, o companie care face servicii, nu mai ai angajați că sunt amenințați sau stau acasă, sunt izolați, nu mai ai cu cine să faci. Și asta ce înseamnă? Nu mai ai cu cine să faci activitatea și la un moment dat compania respectivă se va închide. Că nu mai are ce să, dacă nu mai produce nimic, nu ai ce să faci. Nu depinde de tine această situație. Tu ca manager, tu ca antreprenor, chiar nu depinde de tine. Chiar tu ca antreprenor te poți îmbolnăvi și trebuie să stai acasă. Nu mai conduce afacerea. Cine o conduce? Adică este o situație fără ieșire. Sunt multe necunoscute. Bun. Exact, sunt multe necunoscute, dar asta va duce într-adevăr, va adânci această criză. Că în momentul în care o companie nu mai funcționează, asta înseamnă că statul nu mai încasează, pentru că nu mai produce. E un lanț. E un lanț al slăbiciunilor care se duce se întinde foarte mult și este ca un... Știți cum e? La un moment dat lanțul respectiv, acum ai vrea să rupă o zală. Ca să zici că este cineva, zala respectivă este ceva care de fapt se aduce bani la bugetul statului. Problema este că nu prea se mai aduc bani la bugetul statului. Pentru că nu au mai existat activități care să producă foarte mult și asta ne uităm și vedem că totuși există la ora actuală, până acum, ca și încasări, este o scădere de aproximativ 15-20% mai puțin față de anul 2019. Asta ne arată că statul n-a mai încasat. Dar ce a făcut? S-a împrumutat foarte mult. Bun, și asta în condițiile o secundă în care are nevoie să face foarte mulți bani în domeniul sanitar,
care acum mănâncă vorba vine, consumă mai mult poate decât în anii trecuți. Mă da, refer bine. Și la măsuri de luptă asiduă împotriva COVID. Că avem un sprijin din partea Uniunii Europene vis-a-vis de partea sanitară. Într-adevăr, au venit și s-au suplimentat destul de mulți bani din partea Comisiei Europene pentru țările, pentru toate țările din comunitate. Și eu nu văd să fi băgat cei care conduc acum și care asigură guvernarea, pentru că vă spun un singur, vă dau două momente inițiate de ei, de cei care asigură guvernarea, și anume achiziția celor 400 de ventilatoare plătite în avans pe o achiziție publică, un lucru care este ilegal. Deci tu nu poți, când faci o achiziție publică, să plătești marfa în avans. Nu, marfa nici plătești... în condițiile astea de, pentru, într-o situație nu, de nu există. Nu, alertă? Nu, există. Nu, nici în stare de alertă, nu, nici în stare de urgență. Ei au făcut o achiziție publică în care au plătit în avans cele 400 de ventilatoare, pe urmai că ventilatoare nu există și nu au fost aduse. Aici dar și bani... cu toată discuția. Da, pe mine mă interesează să existe ventilatoarele. E treaba lor ce au făcut. Cred că pe toată lumea. Da, de fapt nu le avem, dar banii sunt pierduți, că nu mai dau de cele companii. Una era din Coreea de Sud și una din Elveția. Nu mai dau de companii, avansul este pierdut, ventilatoare nu le avem. Doi, au venit și au dat în luna iunie, au dat o ordonanță de urgență. Actualul guvern, ei, nu i-au obligat nimeni. Și au spus că iau niște bani din Ministerul Sănătății, de la Ministerul Sănătății, din bugetul Ministerului Sănătății, 250 de milioane de lei, pentru cumpărarea de măști, ca să asigure cetățenilor cu venituri minime sau care primesc ajutor social, să le asigure măștile necesare pentru perioada aceasta. Da, a fost o întreagă dezbatere. Okay. Așa. Valabilitatea acelei ordonanțe de urgență a fost două luni. Ei au trecut, nu altcineva, deci nu i-a obligat nimeni, nu le-a pus nimeni pistolul la tâmplă. În alea două luni trebuia să facă tot, nu au făcut nimic. Știți când au început să împartă măștile? Dar o parte din ele, nu toate, exact înainte de campania de la locale. Asta în septembrie? Da, în septembrie. Deci ei din iunie până în septembrie n-au dat nicio mască. Și din luna septembrie, înainte să înceapă alegerile locale, au distribuit măștile către, doar o parte din ele, către administrațiile publice locale, care se reîmpartă pentru că iau partea de cei persoanele care sunt cu ajutor social. Dar nu au terminat. Nici până acum, ei n-au terminat alea. Nu știu că la cât au luat masca, că știți cum e, că dacă l-au luat un leu, aveam 250 de milioane de măști. Și ar fi etapa 2, să spunem acum? Nu știu dacă e etapa 2. Previzionați? Nu previzionez. Eu nu știu dacă au luat 250 asta. De milioane de măști. Dar eu am văzut că o televiziune, nu-i dăm numele, o televiziune a făcut o anchetă în depozitul Unifarm, e treaba lor cum au intrat, și au descoperit măști pe stoc, tot felul de materiale sanitare, tot felul de lucruri de genul ăsta. Dom'le, depozitul ăla trebuie să fie ori într-adevăr la în stoc și ai stocul ăla datorită faptului că nu are nici cineva nevoie, dar eu cred că toată lumea are nevoie de măști, eu cred că toată lumea are nevoie de materiale sanitare și mă refer aici la spitale care sunt la maxim în acest moment. Și un alt semn de întrebare mi-l pun vis-a-vis de această criză sanitară. Dom'le, cine a angrenat spitalele militare? Dom'le, spitalele militare nu sunt angrenate în COVID. Au băgat primul spital săptămâna trecută. Au venit, forțați, au luat... cred că, cumva de împrejurări, pentru că nu mai sunt locuri, efectiv. Păi nu! Ei trebuiau să intre în acest joc de la început. Înțeleg ce spuneți. Nu este normal și nu e corect. Și nu este corect nici față de medicii din civil, care au fost puși imediat în fața acestui război cu această boală. Da, dom'le, ori intrăm toți, ori nu intrăm niciunul. Nu se poate pentru unii să intre în acest război, alții să stea să uite pe margine. Păi, eu din start am nevoie de cei care sunt din zona militară, pentru că ei sunt cei care ajută, au experiența cea mai mare. S-au dus, au fost în teatre de intervenții, mulți dintre ei. Că chiar au fost unii. Știu ce înseamnă să lucrezi în tensiune, în presiune. Dom'le, trebuiau să intre. Nu poți să vii, cumperi un spital, cort, de 10 milioane de euro, îl pui pe stadionul Portu, nu este folosit. Îți dai seama că pe timp de toamnă de acum nu mai ai cum să-l folosești. O secundă, cel de la de pe Portul n-a fost folosit? Nu, au fost câteva patru. Dar inițial știu că au fost, a făcut un triaj acolo. Foarte puțin, pe timpul verii asta gol. Problema nu este. Ok, dar tu când l-ai cumpărat, nu te-ai gândit că vine iarna? Că acum nu mai poți folosi pe timp de iarnă. Și acum vor să cumpere containere. Dom'le, dacă ai dat 10 milioane de euro, care este cumpărat second hand, de la o companie din Olanda, din bugetul Ministerului Apărării. Dom'le, de ce n-ai luat atunci containere? Că puneai containerele atunci, le puneai cu aer condiționat. Și rezolvai problema și le păstrai acolo pe perioadă nedeterminată până se termina această criză sanitară. Răspunsuri totuși pe cale oficială ați cerut? S-ați primit?
Dar nu, pentru vine... de la lucrurile astea, nu știu, s-a făcut vreo interpelare la Ministerul Sănătății, la Ministrul Sănătății, de fapt. Dar stați puțin, lăsați interpelările, că sunt egale cu zero interpelările. Eu oricum nu răspund la interpelări niciodată, că nu sunt obligați de lege. Că un parlamentar, dacă adresează o întrebare, vă arăt o interpelări de 80-90 de zile, care zac și nu răspund. La care n-au primit răspuns. Dar bineînțeles, normal, niciodată. Nu, domnule, răspunde public. Că nu mai mă interesează pe mine să-mi răspunzi mie parlamentar. În condițiile astea, nu mă interesează să-mi răspundă mie parlamentar, răspunde cetățenilor. Pentru că oricare dintre noi, și eu și dumneavoastră, Doamne ferește, putem fi afectați de acest virus. Și de fapt nu știi, nu mai sunt locuri, ok, la spitalul municipal că nu mai sunt locuri, la spitalul de la Megidia că nu mai sunt locuri, la spitalul de la Palazul care este aripolul așa, nu mai sunt locuri. Așa. Păi bine mă băieți, dar voi acum v-ați gândit de fapt că a venit toamna și că spitalul ăla care pe un stadion, Doamne iartă-mă, e imens, adică da, și tu știi că nu mai poți folosi din iarnă? Sau, nu știu, poate găsea o altă variantă, să bage căldură în el, nu știu, dacă se putea, habar n-am. Dar acum zici că nu mai se poate. Efectul e mai, cum să spun eu, imediat sau poate nu chiar imediat al acestei crize sanitare va fi cel economic cu siguranță, care are deja primele semne de anul acesta. Bun, ne-ați specificat cam care ar putea să fie pericolele pentru anul viitor. Ce e de făcut totuși? Că presupun că nici dumneavoastră, nici alte formații nu vor sta cu mâinile în sân. Da, noi am spus... Asta ar fi rolul, mă gândesc, da, după campanie exact, imediat. Da, exact, este rolul, normal. Noi am propus două măsuri foarte rapide care trebuie să implementate și anume pentru că o crize economică duce și adâncește și mai mult sărăcia unor cetățeni deja săraci. Că de fapt asta este o altă mare problemă. Dar mai adâncește și faptul că numărul săracilor va crește. Pentru că, normal, sunt unii cei care au un salariu minim pe economie, care la un moment dat nu se mai aibă, care la un moment dat nu știm dacă statul va mai putea duce foarte mult cu ajutorul de șomaj. Nici ăla nu știi cum e. Și ajutorul de șomaj știți foarte bine că se calculează în baza unor situații la cât a fost angajat, pe ce perioadă și s-ar putea să aibă un ajutor de șomaj în care nu poate să-și ducă nici traiul de zi cu zi. Și noi am venit și am insistat și insistăm și o să ne batem pentru acest lucru, este vorba de realizarea venitului minim de criză, care să-l facem pentru început doar în anul 2021, în care un cetățean într-o familie, primul cetățean dintr-o familie, da, dacă avem soț-soție, soțul să zicem, care are un salariu minim pe economie, deci venitul minim de criză să nu fie sub 2000 de lei, că de fapt de aici plecăm, 2000 de lei net. 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 În condițiile în care nu avem salarii la 2000 de lei net. Avem salariul minim pe economie care este 1300 de lei net. 1300-1400. Da. 2230 brutul și 1300-1400. Dar pentru că noi de ce ne-am gândit la 2000 de lei? Gândiți-vă că ce se întâmplă în criză? Toate cresc. Deci toate cresc. Prețurile cresc în criză. Au crescut vorbim, deja. Au crescut și vor mai crește. Vă ce o să fie anul viitor, pentru că ce se va întâmpla? Se va produce mai puțin și atunci costul va fi mai mare. Pentru că nu se va mai vinde la fel de mult. Și atunci prețul va crește. Inflația va crește. Și atunci cel care are 1300 de lei, 1400 de lei venit minim, salariu minim pe economie și o vorbesc net, îi duci concurența până la concurența sumei de 2000 de lei. Adică îi mai dai 600-700 de lei. Ai pensionar cu 841 de lei pensie. Da. Lua trebuie să-i duci cetățeanului respectiv, seniorului respectiv, trebuie să-i duci până la 2000 de lei. Aproximativ 1200 de lei. Ai oameni care câștigă 1800 de lei. Îi mai pui 200 de lei până la 2000 de lei. La al doilea membru al familiei, 1500 de lei. Adică, dacă al doilea membru al familiei are 1300 de lei netul, okay, îi mai pui 200 de lei. Total, ei trebuie să aibă undeva la 3500 de lei. Ne ducem cu valoarea asta până la 4500 de lei. Și acolo ne oprim. Că atâta se poate face. De ce se poate face și cum se poate face? Și de unde banii, domnule doar? Da, asta vă explic imediat. Cum se poate face? Există un fond european social care a existat și în 2014-2020, unde România a ales să acorde produse. Pentru că erau produse care, conserve, ulei, făină, da, care erau o licitație făcută pe ajutoarele mai multe. Ajutoarele de la Uniunea Europeană, cum sunt. Exact, ajutate de... și se dădeau prin administrațiile publice locale. Da, da. Ok, acum Comisia Europeană a venit și a zis așa. Dom'le, pe ciclul financiar 2021-2027, statele membre pot lua. Și sunt mai multe, n-au zis pot lua, chiar că sunt obligate să ia într-un fel sau altul, dar pe o perioadă determinată, măsuri în așa fel încât să acorde oamenilor bani. Și avem AXA 8 din acest program, care este pe proiecția Ministerului Fondurilor Europene și toate astea care sunt negociate cu Comisia Europeană, să acorzi vouchere pentru achiziția de alimente sau pentru achiziția de îmbrăcăminte.
Ok. Înțelegeți? Deci avem o axă 8 din acest fond. Încă nu știm, că nu s-a terminat încă, nu s-a tras și nu s-a stabilit exact valoarea tuturor programelor, tuturor proiectelor, tuturor chestiunilor pe ce înseamnă anul fiscal, anul pe ciclu financiar 2021-2027. Da. Ăla probabil se va termina în februarie-martie. Cam așa se va întâmpla. Dar măcar să se întâmple, cu cât se întâmplă mai repede și se închide și începe să curgă, atunci cel care vine la guvernare, oricine ar veni la guvernare, nu mai poate să critique, domne, știi că în spate nu mi-a acreditat autoritățile de management și n-am putut să fac și nu știu, nu, tu începi, ai intrat în guvernare, începi și cu ciclul financiar. Eu încerc să înțeleg mecanismul ca să-mi dau seama dacă, după campanie, în cât timp am putea beneficia de fondurile astea. Maxim 6 luni. În 6 luni. Maxim 6 luni se poate beneficia. În momentul în care soliciți așa ceva, trebuie să ai statistică, să le prezinți datele, cât suma exactă. Păi nu, ideea este că se poate întâmpla și pe parcursul implementării lui. Că s-ar putea astăzi, să zicem că începi în, nu știu, aprilie sau mai, dar s-ar putea în septembrie să ai alții care să într-adevăr să se adauge la acest program. Pentru că nu ai ce să faci. Asta le faci, trebuie să le faci lunar. Nu ai cum. Bun, să deci le faci important afel. De reținut că am avea aceste fonduri de care spune. Avem aceste fonduri, AXA 8, din acest fond de european. Bineînțeles, există și o contribuție a statului. Că nu ai ce să faci, pentru că la orice proiect european, oricare ar fi el, ai și o contribuție a statului. Dar nu știm încă. Dar fiind o chestiune legată de protecție socială și o și măsură pe care Comisia Europeană insistă foarte mult, atunci este și normal. Eu sunt convins că o să fie o contribuție a statului destul de mică. Care, normal, de unde o iei? Trebuie să o ia din împrumuturi, că n-are ce să facă. Clar. Lucru pe care îl facem și acum. Lucru care l-am făcut într-un mod dezastros acum. Din păcate avem 20 de miliarde de euro împrumuturi până la finalul anului. Este dezastru. Este 10% deficit bugetar. Nu a fost nici în criza din 2009-2010. Da? Am înțeles. Dom'le, ne-am împrumutat. Ne împrumutăm cu 6% dobândă. Este ca și cum dumneavoastră vă duceți la bancă să cereți un credit. Cam atât este dobânda comercială. E adevărat că de regulă dobânda e 1-2%? E adevărat. Da, noi luăm cu 6. Dar ăsta este, atâta este valoarea actualului ministru de finanțe. N-am ce să-i fac. Atâta poate. Dacă atâta poate să negocieze și guvernul atâta duce, asta este viața. Bun. Revenim la discuția cu aceste fonduri de întreajutorare, nu știu cum să le denumesc, dar nu știu, fonduri social. De criză, fondul social. Presupun că, adică presupun, evident că lucrul ăsta nu poate merge la nesfârșit și la un moment dat va fi nevoie să resuscităm economia și să se țină pe propriile picioare după perioada asta. De asta și spus, că este vorba pe o perioadă determinată. V-am zis, poate fi un an, poate fi doi. Și în perioada asta e repaus total, adică vom sta nu, cei mai mulți. Acasă. Nu, că previziunile, este, nu știu, în măsura în care este, și cu măsurile este. Acestea, economia sau circulația în sine, dacă mai funcționează. Nu, gândiți-vă că oricum unele activități trebuie să se desfășoare, pentru că în primul rând trebuie da, să mâncăm. Și se mută online mai tot. Da, online nu se mănâncă. Produs mâncarea nu poți să o produci online. Da. Ok. Ideea este că pe tot ce înseamnă IMM-uri, pe tot ce înseamnă antreprenoriat, noi am venit și am spus așa. Dom'le, impozitul pe profit în total buget al statului reprezintă aproximativ 5%. Asta este în tot ce înseamnă încasările statului. Impozitul pe profit pe care plătesc companiile acum reprezintă 5%. Mai avem impozitul pe micro-întreprindere și mai avem impozitul specific. Impozitul pe micro-întreprindere este impozitul pe cifra de afaceri. Okay. Astea acumulate maxim 15% din total venituri ale bugetului de stat. Marea majoritate a veniturilor la bugetul de stat sunt contribuțiile pe muncă, la angajat. Acolo sunt marea majoritate. Bineînțeles, mai sunt și alte taxe, impozite, etc. Și noi spunem așa. Tot ce înseamnă impozit pe clădire nefolosită, impozitul pe profit, impozit pe micro-întreprinderi și impozit specific, anulate în 2021, anulate, adică nu le plătești deloc, cu condiția... Decizie irrevocabilă pe parcursul anului 2021. Doar pe anul 2021, pentru ce până discutăm de anul 2021. Da. Că noi trebuie să știm ce facem în anul 2021. Că nimeni nu vine să spună ce facem în anul 2021 și mai avem doar 2 luni. Cu condiția ca respectivele companii care vor să beneficieze, că nu este, nu ți impun, dacă vrei să beneficiezi de acest lucru, aplici, care beneficiază nu trebuie să dea afară angajații, dar nu în proporție de 100%. O să găsim undeva la 90%, pentru că s-ar putea să reducă activitatea și totuși trebuie să dai afară, că n-ai ce să faci.
Că atunci s-ar putea să te coste mai mult să ții toți angajații decât partea de a plăti impozite. Și atunci spui, domne, păstrezi 90% din angajați, dar este o măsură win-win. Tu nu plătești respectivele impozite. Ok. E o măsură care ajută. Este o chestiune de win-win pentru toată lumea și pentru stat, că normal nu se trezește peste noapte doar cu șomeri și că trebuie să susțină șomerii și că trebuie să le asigure un venit minim de criză, ok, și pentru tine ca și companie, că nu vei plăti respectivele impozite. Noi vorbim de anul 2021. O altă chestiune, că v-am spus la mai devreme în emisiune, se vor mări prețurile. Asta este clar. Noi spunem așa, după cum știți bine, sau vă aduc eu aminte, în perioada 2012-2015, guvernul Victor Ponta a spus clar reducerea TVA de la 24% la 9% la alimente. Da. A fost o discuție profundă. Doamne, că se duce țara în cap, că murim economic, că nu știu ce, că... De ce? Pentru că, în primul rând, România este printre ultimele, pe ultimul loc sau pe penultimul loc, la ce înseamnă TVA-ul în veniturile statului român. Asta este România. Nu încasează TVA. Se fură TVA-ul. Deocamdată mai pe românește, da. Nu asta este. Ok. Și atunci, mai bine, mai facem un pas și reducem alimentele, TVA-ul la alimente, de la 9% la 5%. Că ăsta este TVA-ul minim maximal care poate fi aplicat în statul român. Noi avem trei tipuri de TVA, 5, 9 și 19%. Și orice stat membru al Uniunii Europene are voie să aibă trei tipuri de TVA. Și doar acestea trei. 5, 9 și 19%. Și noi avem 5, 9 și 19%. Și atunci venim și propunem acest lucru, adică îi mai dau celui care îi produce și îi spun, bă, îți mai dăm 4%, pentru că nu va scădea prețul cu 4%, să fim serioși. Adică chiar dacă reduci TVA-ul... Da, a mai fost discuția asta că TVA-ul se va scădea după aia din prețul, lucru care nu e departe nu, de uitați, adevăr. Nu, da. Dar măcar totuși îți las un beneficiu de 4% ca tu să supraviețuiești, să nu am totuși poate mai reduși din inflație, într-un fel sau altul, că nu mai mărești prețul atât de mult. Asta e ideea. Da. Acum suntem într-o economie, da, concurențială, fiecare face cum dorește. Tu vii și iei niște măsuri, nu știi ce se va întâmpla. Nu știi ce vor face operatorii economici, că n-ai de unde să știi. Nu poți să îi impui, pentru că suntem în economie de piață. Într-o economie de piață, da, vii, dai o lege, dar ai o limită până unde te poți duce ca stat, pe legislație. Nu poți să-i spui, da, domnul Radu, dumneavoastră trebuie să vindeți, nu știu, conserva asta cu 2 lei. Nu mai cum să faci asta. Nu ai cum. Momentan. Deci plafonarea prețurilor la fel nu se poate. Plafonarea este o discuție în sensul a fost acesta. O discuție în Parlament din anul 2019 s-a plecat cu plafonarea la anumite prețurilor la anumite produse. A fost o discuție dezbătută și în Comisia de Industrie. Încă nu se ajunge la o... Nu ai cum să ajungi, pentru că nu poți să impui preț. Legal vorbind, așa nu se ajunge, nu? Că da, legal vorbind, să spunem că poate ar fi, dar nu e... Nu poți să-mi impui mie că trebuie să vând, da, nu știu, respectiva conservă de ciuperci cu 3 lei. Nu ai voie să-mi spui. Păi stai, dumne, că m-am costul de producție de 3,5. De ce? Păi mi s-a mărit materia primă. O achiziționez cu, nu știu, cu 2,8 lei, am cheltuiala de producție, borcanul, capacul, ala, nu știu ce, și distribuția, etc. Și atunci, da, nu avem ce face. Voiam să discutăm pe scurt, pentru că e o problemă sensibilă și asta, cea voucherelor de vacanță. Da. Pe care, ca și ministrul al turismului în trecut și nu numai, și dumneavoastră, dar și alți colegi de dumneavoastră, ați susținut-o. E reală, funcționează de niște ani, s-a dovedit, cred că, pentru toată lumea cam ce poate face. Înțeleg acum și încercăm să lămurim asta, că este în pericol. Adică voucherele ar putea fi eliminate din 2021. Ați spus-o și dumneavoastră, am mai spus-o și alții. A fost și o reacție, înțeleg, a unui secretar de stat din guvern legat de acest lucru și a spus destul de răspicat că nu se pune problema eliminării acestor vouchere din 2021. Unde e adevărul, domnule Dobre? Rămânem fără vouchere de vacanță? Bine, cine deci beneficiază când, de așa deci noi ceva? Când vorbim acum în acest moment, vouchere de vacanță nu le vom mai acorda în 2021. De ce? Haideți să pornim de aici. Păi și eu pentru să vă zic că... de ce. Pentru că ordonanța 46 pe 2017, care am realizat-o în calitatea mea de ministru, în care am acordat imperativ și obligatoriu aceste vouchere de vacanță celor din instituțiile publice, adică cei care lucrează la instituții publice, mă refer la stat,
da. De companie de stat, că este instituție publică, etc. Aparatul bugetar și companiile de stat, plus companiile de stat, ea își încetează valabilitatea la 31.12.2020. S-a închis, a murit. Deci închis. Deci trebuie prelungită în cazul în care se dorește. De la 1 ianuarie 2021 intră în vigoare legea 165/2018. Este o lege care adună toate tichetele. Că vorbim de tichetul de creșe, tichetul de cultură, tichetul de vacanță, tichetul de teatru, de nu știu cum, Doamne iartă-mă, au făcut UDMR-ul o lege, care văd că au votat-o toți, eu n-am înțeles de ce, că fiecare are un alt domeniu de activitate, tichetul respectiv, și le-au centralizat pe toate, le-au pus în același loc și după aceea au început să le descrie pe tot felul de capitole. De-au ajuns la nu știu ce număr de capitol, vă dați seama, că după aceea au început să le dezvolte pe fiecare. Și aia spune, per general spune, că se vor acorda doar în limita posibilităților bugetului de stat. Și eu vă spun că așa a fost și ordonanța 8/2009, că voucherele de vacanță, ele sunt de fapt realizate în ordonanța 8/2009, care la fel spunea, se vor acorda doar în limitele posibilității bugetului de stat. Adică în limitele finanțării. Și din 2009 până în 2017 nu s-au acordat niciodată. De ce? Că nimeni n-a făcut filă bugetară separată în bugetul de stat pentru toate instituțiile. Adică nimeni n-a alocat bani. Nimeni n-a alocat bani și nimeni nu va aloca bani când spui se pot da. Când spui se pot da, nimeni nu va aloca bani. Asta vă zic eu din start, pentru că avem un istoric în trecut. Treaba reflexivă nu devine realitate. Ce am făcut eu? Eu de câteva luni de zile, este un proiect de act normativ în Parlament, într-adevăr, pentru unele măsuri de ajutorare a celor din sectorul turistic și am venit cu niște amendamente în așa fel încât am zis că vouchere de vacanță să se acorde, deci la fel, să se acorde, adică imperativ, obligatoriu, în anul 2021-2022, păstrând același quantum, pentru că totuși îl păstrăm, că este situația de așa natură, că ele tot, când le-am dat în 2017, valoarea salariului minim pe economie era 1450 de lei. Acum valoarea salariului minim e 2230. Nu duce statul să facă această mărire. Deci nu duce, n-are cum. Și în situația asta de criză. Dar am zis totuși, domne, să rămână tot la 1450 de lei, dar să se acorde și în anul 2021 și în anul 2022 și extinzând această obligativitate și către cei din privat. Dar cei din privat își scad contravaloarea voucherilor care le vor acorda angajaților din valoarea impozitului pe care l-au deplătit. Nu deduc, îl scad. Adică am 5 angajați, ori 1450 de lei, se scade cu valoarea celor 5 angajați. Dacă este impozit pe profit, că este impozit pe micro-întreprindere, că este impozit specific. Deci, asta am făcut eu ca amendamente pe scurt. Acum 3 săptămâni a trecut de Comisia de Buget Finanțe. Și a ajuns la Comisia de Industrie, unde sunt și membru. Comisia de Industrie, președintele actual este de la Partidul Național Liberal. Săptămâna aceasta, luni, am avut ședință de comisie. Și de 2 săptămâni mă chinui să pun pe ordinea de zi respectivul proiect de act normativ. Că mai așteptăm, că mai vedem, că nu știu ce. În fine, deci vorbesc... problema aici, la a se pune pe ordinea de zi, aici suntem, serios? Așa eram. În sfârșit, am reușit, l-am pus pe ordinea de zi, că am votat în comisie suplimentarea ordinei de zi. Și apoi când s-a ajuns la proiectul respectiv, cei de la PNL au ieșit, că este online ședința, vă dați seama, au ieșit de pe online și nu a mai fost vorum și s-a suspendat ședința. Și acum vă zic și dumneavoastră, cum am mai zis și altor colegi de dumneavoastră din media, ieri am aflat că, de fapt, pe circuitul intern al în cadrul Ministerului Economiei, care are în subordine turismul acum, a plecat pe avizare internă o ordonanță de urgență pentru ca aceste vouchere să fie acordate în anul 2021. Adică meschinăria și, în sfârșit, răutatea celor din PNL este faptul, domne, lasă că facem noi, blochează-i proiectul de act normativ, că ăla e de la Pro-România, deci, și facem noi de că asumare. Poate mai... Da, nu este nu, de adică asumare, este vorba de faptul că ei sunt la un concurs, că poate mai au niște voturi. Că totuși asta este ideea, că hai să mai păcălim. Prelungirea voucherelor de vacanță. Dar măcar dar face cu cap, dar este așa de vai mama lor, chiar sunt vai mama lor. Și ei ce fac? Fac două articole de prorogare de termene, respectiv a ordonanței 46, ori mai duc cu un an și legea 165 o mai duc încă un an, adică aia va intra în vigoare de la 1 ianuarie 2022
și ordonanța 46 aia realizată când am fost ministru să mai prelungească cu încă una. O prostie. Că nu ai rezolvat problema. Este o prostie. În primul rând, adică nu ai rezolvat problema 100%. Eu când am fost ministru am zis, domne, cu toate că și așa mi-a fost greu să implementez această măsură care era scrisă și asumată, că era scrisă în capitolul turism, mi-a luat 6 luni să o implementez. Zice, nu au vrut cei care eram colegi. Șansa mea a fost și am prins momentul oportun când în al doilea guvern eu aveam ședința în care mai puteam, ședința de guvern în care mai puteam aproba această ordonanță de urgență, era ultima ședință în luna iunie 2017. Dar era și prima ședință a noului cabinet, a noului premier. Și m-am dus și am zis, nu aprobăm, mi-am dat demisia. Dacă vrei să-ți asumi, să-ți începi mandatul de premier și noul cabinet să înceapă cu demisia unui ministru, dă-i drum. Și a zis, nu, o aprobăm. Ok, și atunci am aprobat. Că dacă nu o aprobam în 30 iunie 2017, puteam să o mai aprobăm în septembrie 2017. Și nu se mai întâmpla. Uitam de aia. Eu am zis așa, o facem așa momentan, o dăm la stat. Că aici a fost iarăși o discuție destul de complexă în care, de ce doar la stat? Eu nu pot să oblig privatul. E o altă dezbatere și acolo, da. Și nu pot să oblig privatul, de ce? Pentru că nu știam ce este în spate, nu știam ce se întâmplă, nu știam cum se desfășoară, pentru că era prima oară când se implementa. Și trebuia să văd unde puteam să testez. Păi puteam să-mi asum responsabilitatea că lucram, era pentru stat și normal, noi gestionam aceste fonduri. Și atunci am zis, vedem ce se întâmplă un an de zile la cei care sunt în sistemul public și apoi o prelungim și dacă totul funcționează cum trebuie, o ducem și către privat. Da, îi dăm și niște beneficii privatului dacă vine și îl obligăm. Nu, normal, că e logic. Dacă te apuc să te oblig, trebuie să-ți dau și niște beneficii. Cum v-am zis mai devreme. Da, nu, scădere din impozitele respective. Asta trebuia să facă și deștepții care sunt la guvernare. Și anume, da, dumne, prorogăm și adăugăm și privații unde să scadă impozitele. Adică, dumne, să primească toată lumea. Că după aceea se spune, dumne, iar este doar beneficiar cel care lucrează la stat? Și așa avem salarii mai mari la stat decât în privat. Suntem singura țară din Uniunea Europeană care avem așa ceva, e atât de mare discrepanță. Și e o schismă aici, așa, între buget și privat, din multe puncte de vedere. Este o schismă și pe bună dreptate. Deci, domne, măcar, haideți să venim măcar cu această parte de ajutor să se ducă oamenii. Măcar, eu când am gândit acest program, care exista din 2009, dar v-am spus, nu a fost acordat, m-am gândit la latura umană. Pentru că românul nu mai pleacă în vacanță sau dacă pleacă, pleacă tot timpul stresat. Mă, dă-i măcar, obligă-l să plece. Că la noi este în felul următor, ai aceste vouchere, da. Mă, știi că ți expiră la un moment dat. Aoleu, n-am plecat. Și atunci îl obligi, că el se obligă el însuși să plece. Și nu mai există varianta să stea acasă. Și totuși e un beneficiu și pentru privați, pentru că... Nu mai vorbim de ala. Beneficiarii uităm, direct după cei care primesc aceste vouchere, adică cei care le... Sunt cei din Horeca. Uitați-vă, în statistica pe anul 2020, deci dacă discutam prin septembrie-octombrie 2019, se anunța un sezon, wow, un sezon 2020, wow. Deci adică deja se vorbea că nu mai sunt locuri, nu mai pe unde să stai, nu mai pe unde să te cazezi, prețurile erau toate la cer. Perspectivele cam astea erau, da. Așa, a venit criza sanitară, cinic ca glumă, și a nenorocit tot, adică a închis tot, au rezolvat. Sezonul estival a fost salvat de vouchere de vacanță. Acum 3 zile vorbeam cu un amic care era la un complex la Bran. E un complex foarte mare la Bran. Și băi, zice, toți de aici oamenii ăștia ați venit cu vouchere de vacanță. De ce? Vouchere de vacanță acestea... În Delta recent, da? foarte mulți din industrie au spus că la fel, undeva până la 60-70% din ce au câștigat vara asta a fost numai pe tichete de vacanță. Da, exact. Pentru că și aceste vouchere expiră acum la sfârșitul anului 2020. Care sunt acum și care le au oamenii, expiră la 31 decembrie 2020. Cheltuite, neconsumate, se pot folosi acum. Da. Okay. Pentru că ne apropiem ușor de final, vreau să parcurgem puțin și subiectul acesta al echipei Pro-România Constanța în perspectiva aceasta alegerilor parlamentare. Deschideți lista la Camera Deputaților, domnul Filipescu deschide lista la Senat. Vorbiți-ne puțin despre colegii noastre, despre aceste liste. Ce a recomandat să fie aici și ce propune Pro-România Constanța pentru aceste alegeri? Știți, singurul care cu experiență parlamentară din toată această listă sunt eu. Și cel cu experiență politică mai mare, într-adevăr, tot eu sunt, bine că sunt și coordonatorul și respectiv cel care conduce organizația județeană Pro-România Constanța. Restul, toți colegii mei care sunt în listă, într-adevăr, noi am avut și această fuziune cu ALDE, unire cu ALDE și normal avem și colegi din ALDE în listă.
Dar haideți să vă spun o chestiune. Toți sunt realizați din punct de vedere profesional. O mare parte dintre ei, să știți că n-au mai făcut politică. O mare parte dintre ei, bine, au făcut politică acum de 2 ani de zi. Poate să fie un dezavantaj. Nu poate să fie un dezavantaj, că eu mă uit la politică în general și mă uit la cei care m-au moștenit metecnele, celor care au condus prin anii 90, respectiv 2000-2010. Asta este problema cu politica la noi. Da. Eu cred că am scăpat de aceste metecne, personal. Și la asta mă refer, nu e că mi-aduc un laudațiu, dar cred că n-am moștenit aceste metecne și sper să nu le-am fi moștenit. Și le-am zis și colegilor mei, bă, dacă vedeți că am vreo metecnă de acolo, veniți-mi dați o palmă și după aceea am povestit de ce. Nu mă anunțați înainte. Pentru că există și această noțiune să nu fii atent și să încep să preiei din metecne. Pentru că noi, la Pro România, noi am lăsat libertate. Deci noi pe fiecare organizație locală, în general, ca și gândire politică, strategică, i-am lăsat pe toți să decidă. Dar și asumă. Adică nu mă interesează cu cine faci alianță, de exemplu, după alegerile locale. Nu mă interesează cu cine ai discutat. Ți-asumi. Nu veni, pentru că pe noi tot ce înseamnă pro-România ne interesează 2024 ca maturitate să ajungem. Dar nu vin în 2024 și să-mi spui că tu nu ai făcut bine. Că nu mai e problema mea. E problema ta. Pentru că în 2024 vrem să câștigăm primării cât mai multe. Vrem să avem cât mai mulți aleși. Ei, și asta este ideea. Am creat o echipă nouă. Marea majoritate, v-am zis, experiență politică mai puțin. Ce m-a interesat foarte mult, m-a interesat să fie realizați din punct de vedere profesional, să fie pe domeniile lor de activitate buni, să știe despre ce este vorba, în așa fel încât să le stăpânească, să știe să vorbească liniștiți de ele, nu stresați. Că avem totuși oameni politici care au și experiență parlamentară, au o profesie, dar ei nu pot vorbi despre profesia lor. Pentru că n-au profesat, unii dintre ei n-au profesat. Pare rău, păi da și ok. Și atunci cum vii tu să mă ajuți în Parlament să faci o inițiativă legislativă în care să-l ajuți pe la, cu profesia respectivă, adică care este, da, un economist. Un economist este o chestiune generală. Marea majoritate a economiștilor sunt într-o zonă de antreprenoriat. Dacă tu nu ai profesat niciodată în zona asta antreprenoriatului, cum poți tu, parlamentar care vrei să fie ales, de exemplu, să-mi spui tu că poți ajuta pe cei din mediul antreprenorial? Dacă nu ai profesat, nu știi cu ce se mănâncă. Vor fi și în viitoarea legislatură 5 senatori și 11 deputați la Constanța. Pe ce scor mizați și câte locuri credeți că va obține Pro-România la Constanța? Nu mizez și nu sunt genul de om care să vin să mă... N-aveți pronosticuri de genul ăsta? Nu, și haideți să vă spun, nu mai am în considerare sondajele, pentru că sondajele, în primul rând, mai se pot face față în față. Nu v-am întrebat de sondaj, nu, dar în general, da, păi știți, ca să-ți faci o imagine, trebuie să-ți faci un sondaj. Un sondaj serios se face față în față. Este altceva. Testul de la locale? Testul de la locale nu este suficient, pentru că alegerile parlamentare nu au legătură cu alegerile locale. Niciodată nu au. Și asta e adevărat, da. Adică nici chiar pe votul politic, că vorbim de Consiliul Județean sau de Consilii Locale, etc., nu au nicio legătură. Pentru că să știți că oamenii se uită, în special românii, se uită la cei care au experiență, care au lăsat totuși ceva, au realizat ceva și au pus pe masă ceva ca și, nu știu, ca și parlament, ca și parlamentar, dar și mai ales o parte din Pro-România, sunt cei care au făcut parte din guvernul care au scos țara din criză în perioada 2012-2015. Asta e. Asta e adevărul, asta e realitatea. Eu pot să spun că în perioada ianuarie 2017, 28 ianuarie 2018, deci într-un an și o lună, m-am ocupat de turism și l-am scos din criză. Și vorbesc aici dintr-o criză legislativă și absolut dintr-o criză din punct de vedere al celor care lucrează în zona aceasta, încât, dacă ne uităm, o să vedeți că totuși ponderea veniturilor în PIB din turism au crescut de la an la an și l-am preluat la 1,5% și a ajuns la aproape 3,5%. Prin măsurile care s-au luat doar în perioada în care am fost ministru, că după aceea nu s-a mai luat măsurile. Vedeți Pro-România în viitorul guvern? Se poate. De ce nu? Se poate. De ce nu? Noi mai ales că o să anunțăm și că cel care va trebui să cumpere funcția de premier din partea Pro-România. Acum ne ducem serios. Ne ducem serios. O să vedeți duminică. Este cel mai corect să așteptăm până duminică. Mulți își dau seama, dar nu pronunț deocamdată că așa este cel mai corect. Nu anunț eu din timp, nu este okay. Normal să fac acest lucru. Păstrez totuși partea aceasta de disciplină de partid, că mi se pare corect și normal. Eu cred că un partid serios trebuie să aibă un program de guvernare și să-și asume un premier de la începutul campaniei electorale. Eu cred că asta trebuie să se întâmple. Momentan, nu am auzit în alte părți.
Domnule Dubre, vă mulțumim pentru că ne-ați acceptat invitație. Vă mai așteptăm și cu altă ocazie. Cu mare drag. Doamnelor, domnilor, vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți cu ochii pe noi să ne reauzim sănătoși.